Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ana Maria Prodan a renunțat la tatuajul cu Laurențiu Reghecamp. În prezent, cei doi se află în plin proces de divorț, iar despărțirea nu a fost deloc lipsită de certuri. Deși Ana Maria Prodan declara că nu va renunța la tatuajul cu soțul ei, în urmă cu câteva săptămâni s-a răzgândit, iar acum a făcut acest pas. La ce se întâmplă? La când a mers prin țara asta și la felul în care râde lumea de el. Crede-mă, săptămâna viitoare îmi fac un mare trandafir. Frumos! Pe fața lui, a declarat Ana Maria Prodan, impresara a făcut pasul, iar acum nu are un trandafir în locul chipului lui Reghe, ci un vultur, fiind un simbol al puterii. Deși impresara s-a ținut de cuvânt și și-a șters tatuajul cu tatăl fiului ei, Reghe nu are de gând să șteargă sau să înlocuiască vreun tatuaj de pe trupul său. Nu, nu am șters niciun tatuaj, nici nu m-am interesat de o clinică să-mi șterg tatuajele. Mă gândesc să-mi fac încă un tatuaj pentru că mai am încă un băiat. Mă gândesc să fac o poveste, ceva. În curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul, mă gândesc, a declarat Laurențiu Reghecamp. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.